mașină termică are ca scop transformarea căldurii în lucru mecanic și lucrează întotdeauna după un ciclu, adică în timpul funcționării, stările prin care trece se repetă. O astfel de transformare se numește transformare ciclică, iar dacă ne referim la un ciclu complet, variația energiei interne este zero. Și atunci principiul întâi spune că într-o astfel de transformare, lucrul mecanic și căldura schimbate de sistemul termodinamic, de mașina termică cu exteriorul, trebuie să fie egale. Teoretic există trei cazuri posibile. 1. L egal cu Q și amândouă egale cu zero. Caz care nu ne interesează, deoarece mașina termică nu efectuează lucru mecanic. 2. L egal cu Q și amândouă negative, adică mașina termică primește lucru mecanic și îl transformă în căldură. Nici acest caz nu ne interesează. Rolul unei mașini termice este să efecteze lucru mecanic și nu să ne dea căldură. Și 3, L egal cu Q și amândouă pozitive, adică mașina termică primește căldură și efectuează lucru mecanic. Acesta este cazul care ne interesează practic, dar tocmai aici intervine principiul al doilea și spune că în acest caz nu putem avea egalitate, adică nu putem transforma integral căldura în lucru mecanic, deși putem transforma integral lucrul mecanic în căldură. Această asimetrie apare din cauza faptului că energia internă și căldura se datorează mișcării dezordonate a moleculelor, în timp ce lucrul mecanic presupune o mișcare ordonată, de pildă mișcarea unui piston. Iar problema este aceea că nu putem transforma integral energia unei mișcări dezordonate în energia unei mișcări ordonate. Dacă împing un piston comprimând un gaz, energia cinetică a pistonului se transmite moleculelor gazului prin ciocniri elastice. Și din această cauză gazul se încălzește. Deci tot lucrul mecanic efectuat de piston se transformă în căldură. Dar dacă dau căldură gazului, acesta împinge pistonul efectuând lucru mecanic, dar se și încălzește, ceea ce înseamnă că doar o parte din căldura dată se transformă în lucru mecanic. Restul duce la creșterea energiei interne a gazului. Din cauza acestei asimetrii, o mașină termică nu poate funcționa în contact cu un singur termostat, așa cum vedeți în desen, numind termostat o sursă sau un receptor de căldură care are temperatura constantă. În acest mod de lucru numit transformare monotermă, mașina termică, având temperatura mai mică decât termostatul, ar primi căldură de la acesta și ar transforma-o pe toată în lucru mecanic, fără a-și mări temperatura. Acest lucru este imposibil, mașina termică se încălzește când primește căldură și după câtva timp devine mai caldă decât sursa și nu mai primește căldură, deoarece căldura nu trece de la sine, de la rece la cald. O mașină termică capabilă să funcționeze monoterm, transformând integral căldura pe care o primește în lucru mecanic, s-ar numi perpetuum mobile de speța a doua. Iar principiul al doilea ne arată că nu se poate realiza o astfel de mașină.